Salut, sunt Tiberiu de la cel.ro și azi povestim despre cel mai popular traseu din 2020. Atât de popular încât lumea a stat la coadă ca să urce pe el. Este vorba de circuitul Valea Rea, cascadele Văii Rele, vârful Viștea Mare, vârful Moldoveanu, vârful Roșu, vârful Galbena, lacul Galbena și mai apoi înapoi în Valea Rea. Traseul are cam 14 km și o diferență de nivel de 1148 de metri. Eu l-am făcut în 8 ore, din care una s-a dus pe filmatul cu drona. De asemenea, nu dormisem mai deloc în noaptea dinainte. O să vă explic un pic mai încolo și de ce. Dar, în mod normal, traseul se face cam în 8 ore, 8 ore și jumătate. Tot pe acest traseu au fost văzuți oameni cărând trolere și boxe mari cu manele. Fapt ce indică că nu este un traseu foarte dificil. Bine, nici cel mai ușor nu e. Dar cu siguranță este printre cele mai frumoase. Vezi numai puțin de 4 cascade mari, treci pe lângă mai multe lacuri și râuri, urci pe 4 vârfuri toate de peste 2400 de metri, treci și prin pădure, treci și printre jepi. Probabil este cel mai variat traseu pe care îl poți face în România. O să împărțim povestea traseului în două clipuri pentru a nu fi exagerat de lungă. Prima parte, Valea Rea, vârful Viștea Mare și partea a doua, Viștea Moldoveanu Galbena. Pe vârful Moldoveanu, care la 2544 de metri este cel mai înalt din țară, se poate ajunge pe mai multe trasee, dar cel din Valea Rea este cel mai scurt. Din București se merg repede 178 de km pe drum asfaltat până în localitatea Slatina, care nu e tot una cu Slatina din Olt, iar mai apoi încă 38 de km încet pe un drum forestier pe care poate merge orice fel de mașină. Poate și din cauza asta toată valea era plină de rulote și corturi. Bine, și de la virus, dar mai fusesem cu 2 ani înainte, tot în weekend și nu erau nici 10% din mașinile de acum. Valea Cerbului, în vremurile ei de glorie, era minciună. 38 de km am mers în miros de mici și manele, dar probabil am prins eu weekendul nepotrivit. De anul ăsta, adică de fapt de anul trecut, că filmarea e din 2020, am decis să schimb un pic modul în care fac traseele. Până acum plecam dimineața din București, conduceam 2-3-4 ore până la traseu, făceam traseul sau cât puteam din el astfel încât să ajung înapoi la mașină până să se facă noapte, iar mai apoi băgam iar 2-3-4 ore de condus înapoi. Pe lângă că e obositor, tot timpul ajungeam pe traseu că majoritatea deja se întorceau. Așa că după calcule și analize, cumulat și cu virusul, am decis să plec o zi înainte din București și să dorm în mașină peste noapte. Varianta asta este undeva între cazare și cort. Bancheta din spate dată jos, o saltea gonflabilă și poți dormi lejer. Problema pe care am avut-o când am făcut Moldoveanu e că nu m-am uitat cu atenție câte grade vor fi noaptea pe munte. În București erau 20 și ceva de grade. La munte, la 1450 de metri altitudine, doar 5. Iar eu plecasem cu 2-3 couri, un hanorac și o păturică. Am tremurat toată noaptea de mi-am blestemat zilele și ideile mele geniale. La următoare trasee am mai rafinat ideea și clar e ceea ce trebuie, dar la acest traseu nu prea a fost. Dar chiar și cu dormit în mașină, tot se pare că am plecat târziu pe traseu. Majoritatea deja erau cu mult înaintea mea. La cât Dumnezeu să te culci, la cât să te trezești ca să fii mai devreme de 8 apt de urcat pe râpe. Încercasem și în 2018 să ajung pe Moldoveanu, pe același traseu, dar am prins super ceață de nu vedeai nici la 3 metri. Așa că atunci am urcat doar până la Viștea. Am zis că n-are rost să insist și cu Moldoveanu, că oricum nu am înțeles nimic din traseul de la ceață. Am pus în card și link către filmarea de atunci. Acum am avut mai mult noroc. Între timp am mai prins și niște experiență și niște mușchi, așa că nu mi s-a părut foarte greu. Pe lângă condiția fizică, este la fel de important să nu car cu tine decât strict ce ai nevoie. Traseul are două porțiuni de urcare și niciuna de coborâre, ceea ce îl face să fie foarte accesibil. Se urcă mai întâi până în căldare, după care se merge relaxat printre ochiuri de apă. Apoi urmează a doua urcare până pe culme. Odată ce ai ajuns la Viștea, care are 2524 de metri, e ca și cum ai fi terminat traseul. Pentru că urmează doar mici variații de altitudine și după e doar coborâre. Vă prezint și profilul traseului după altitudine pentru a înțelege mai bine de ce, de exemplu, Bâlea Negoiu sau Bâlea Moldoveanu sunt mult mai dificile. Acum, dacă vă întrebați de ce nu vedeți mai des clipuri care să promoveze trasee sau locuri minunate din țară, răspunsul e destul de simplu. Din puținii care fac trasee mai puțin cunoscute, o mică parte își permit să cumpere o dronă sau un GoPro și și mai puțin știu să le folosească. Din aceștia, doar câțiva au puterea și motivația să care 2 kg în plus 10 de km prin toate râpele. Și dacă mai punem că trebuie să te pricepi și la montat clipul pe calculator,
și că mai ai nevoie și de 10-20 de ore ca să faci asta, devine clar de ce numărul celor care au abilitățile, timpul și motivația care să promoveze țara în locul Ministerului Turismului tinde spre zero. Așa că dacă vreți să vedeți mai des astfel de clipuri, încurajați-mă cu un share și un like și eventual cumpărați ceva de pe cel.ro. Cam atât pentru azi, vă las mai departe cu clipul. Să o luăm încolo.